Prevenirea rămâne numărul unu, că și acțiune pentru a reduce impactul unui cutremur. Iar această prevenire înseamnă fie consolidare, fie chiar eliminarea clădirilor respective și înlocuirea lor. Dar în același timp vine partea de intervenție și relația cu populația. În 77 nu exista social media, Mass media era altfel. Astăzi suntem într-o altă epocă. Mai ales prin social media este posibil să ne trezim la foarte multe informații, multe dintre ele neverificate, incorrecte, care se inducă populația în panică. Controlul asupra acestor Mijloace de comunicare nu este posibil. Și doar informarea în prealabil, și informarea inclusiv în timpul unor intervenții. De ce este foarte important? Am văzut la cutremurul care a avut loc și fără efect, acum câteva luni, și cel din 2016. Am să dau două exemple aici. În 2016 a fost cu tremurul, l-am simțit, eram la Brașov și peste o scurtă perioadă un oficial pune pe Facebook un sfat către populație. Un oficial, un alt oficial pot să spun, să nu mai aveți încredere în serviciile de urgență. Un mesaj mai rău și mai redus decât acest mesaj să-l transmiți populația, nu există din poziția de oficial la nivelul guvernului. Pentru că noi avem nevoie, cel mai important lucru care avem nevoie de el este încrederea populației în structurile de urgență și în structurile de intervenție. Cum a justificat sfatul de a nu avea încredere în Serviciile de urgență și a scris clar IGSU, nu știu dacă n-a scris și DSU. Deci, este simplu. A zis că noi n-am făcut nimic după cutremur, dar cutremurul nu a avut niciun impact. Ce trebuia să facem? A fost un cutremur care, din fericire, da, l-am resimțit cu toți, dar n-a fost niciun impact. S-a comunicat că n-a fost niciun impact, s-a terminat. Ce trebuia să facem? Asta este cu ce ne confruntăm astăzi.